Și discutăm acest subiect cu doamna Ligia Moise, psiholog. Bună seara! Doamna Moise, România s-a confruntat astăzi cu un fenomen inexplicabil, un adevărat val de sinucideri, persoane cu studii superioare, cu locuri de muncă stabile, de asemenea persoane mature, unele chiar realizate. Care ar putea să fie explicația pentru gestul lor? Explicația este aceea a unei suferințe, de cele mai multe ori tăcute, neexprimate, cu care oamenii cred că pot să facă față și la un moment dat sunt copleșiți. Orică sunt copleșiți de o tristețe foarte mare, căreia noi îi spunem depresie, sau de o anxietate generalizată și trec așa într-un atac de panică și sunt într-o permanentă stare anxioasă. La un moment dat, dorința lor este să scape de această suferință. Trebuie să înțelegem că oamenii care comit actul de suicid sunt oameni care dorința lor nu este să moară, dorința lor este să nu mai sufere. Și pentru că nu găsesc, pentru că li s-a îngustat mult câmpul conștiinței și ei nu mai văd nicio ieșire din situația aceea terifiantă, copleșitoare, la un moment dat ei nu văd altă ieșire din situația aceea decât comițând acest act. E trist pentru că nu întotdeauna ne putem noi da seama ce se întâmplă cu ei și nici toată lumea nu știe și nu are ușurința cu care să se adreseze unui specialist. Pe mine asta mă întristează cel mai tare. România are specialiști buni, atât psihologi cât și psihiatri, care pot fi de folos oamenilor aflați în situații limită. Și atunci ar trebui să nu mai încercăm să credem că întotdeauna putem să ieșim singuri și că există un moment în care un specialist ne poate fi de real folos. Da, prevenim asta la vechea problemă și anume că românii nu apelează la psiholog atunci când se confruntă cu depresia și depresia poate să ducă și la astfel de gesturi dacă ea este puternică și ea nu este tratată. De o explicație pentru faptul că într-un timp atât de scurt și în ultima perioadă ne confruntăm cu un număr mai mare de sinucideri. Mă hazardez să zic, dar nu mă pot gândi la altceva, că m-am tot gândit și eu. Încă nu avem studii, încă nu avem cercetări de lungă durată care să ateste cu siguranță că ar putea fi efectul acestor ani în care noi am trăit sub amenințarea unei boli, am supraviețuit morții oamenilor dragi, poate, sau am totuși o suferință foarte mare, că sunt oameni care au suferit foarte mult din cauza COVID și au rămas cu multe sechele, la care s-a adăugat și această război și această amenințare asupra țării noastre, pe care din când în când o mai auzim de colo, de colo, se vorbește despre o eventuală iminență care să, și acest război să ajungă până la noi. E, toate acestea, în fiecare zi, să mă confrunt cu așa ceva, pe unii, sincer vorbind, pandemia i-a prins într-un supraplin. Din viața lor, din povestea lor de viață, din cine știe ce, și n-au mai reușit, nu mai aveau unde să se ducă. Da? Și au fost copleșiți de toate evenimentele astea din ultimii ani. Două lucruri, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun. Unul este, aveți grijă de igiena dumneavoastră mentală. Aveți grijă să aduceți bunul și frumosul în viața voastră ca să n-ajungeți neapărat să fiți într-o situație limită. Asta e un aspect la care țin foarte mult. Și al doilea, dacă cumva vedeți pe cineva din jurul vostru, un prieten, o rudă, care e apatic și a pierdut interesul pentru lucrurile care altădată îi făceau plăcere, doarme mai mult sau are insomnii, mănâncă mai mult sau din contră a slăbit foarte mult în ultima vreme, nu mai dă randament la școală sau la serviciu, nu mai poate performa. Toate astea sunt semne care ne arată instalarea unei depresii sau unui sindrom anxios-depresiv. Dar spuneți-i, nu vă mai feriți să spuneți, sunt îngrijorată,
sunt îngrijorată de starea ta și aș vrea să-ți fiu de folos. Faceți voi o programare la un psihiatru sau la un psiholog, spuneți-i cu ce credeți. Și dacă nu vrea sau nu poate, luați-l de mână și duceți-l. Sunt sfaturi... Pentru că după aia degeaba plângem. Sunt sfaturi importante, doamna Moise, care trebuie să ajungă la toți. Dacă apropiații dau astfel de semne, sunt semne de alarmă și ei trebuie duși la un specialist. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru intervenția la Newshour.